Sezonul 2014-2015 a adus o premieră inedită în eșalonul secund în ceea ce privește televizarea partidelor. Astfel, turul de campionat s-a terminat fără a se vedea pe sticlă măcar un singur meci pe posturile naționale. Prin angajamentul semnat în 2012, cluburile au preluat de la federație drepturile TV pe care au putut să le vândă individual către companiile interesate să transmită partide din Liga a doua. Dacă în ediția trecută de campionat am avut parte de transmisiuni doar din partea televiziunii naționale, iar în cele precedente sezonului 2013-2014, posturile DigiSport, Dolce Sport TVR și GSP TV și-au împărțit meciurile din eșalonul secund, acest lucru nu a mai fost posibil și acum, după ce cluburile au decis în premieră să facă front comun și să negocieze la pachet vânzarea drepturilor TV prin intermediul nou formatei Liga Profesionistă de Fotbal 2. Ieri a fost termenul limită până la care televiziunile interesate de al doilea eșalon al fotbalului românesc au putut să-și depună dosarele. Spre surprinderea tuturor celor prezenți la București, nici măcar un post nu și-a arătat înscris intenția de a transmite la nivel național meciurile din Liga a doua. La întrevedere a participat și Dan Tulpan, președintele divizionarei secunde Gloria Buzău, al doilea om din organigrama Ligii Profesioniste de Fotbal 2, s-a întors dezamăgit de la București. Oficialul buzoian a spus că meciurile din eșalonul secund vor fi transmise anul acesta de televiziunile locale, iar banii primiți de fiecare club vor fi direct negociați de către reprezentanții acestora. În ultimii 2 ani, meciurile Gloriei Buzău au fost transmise fie de televiziune națională, fie de posturile TV de pe plan local. În ultimul caz, gruparea prezidată de Dan Tulpan nu a fost remunerată.